îi amintesc domnului Iohannis următorul lucru. Datorită relației și influenței pe care România o avea până la terminarea mandatului meu, în Republica Moldova am reușit să întoarcem dominația partidului lui Voronin, am reușit să proiectăm Republica Moldova pe o traiectorie pro-europeană și cu sprijinul României să semneze acordul de asociere la Uniunea Europeană. Acordul de asociere și acordul de liber schimb. În acest an, în 2015, de când la București diriguitorul politicii externe este domnul Iohannis, România și-a pierdut masiv din influența legată de Republica Moldova, pentru că n-a știut cum să continue să o susțină, pe de o parte, și aici mă refer la influența în interiorul Uniunii Europene, și în al doilea rând, România și-a pierdut masiv din propria ei influență în interiorul Republicii Moldova, unde ne băteam cu Moscova în parte și unde am reușit să dominăm de multe ori decizia politică în raport cu decizia pe care dorea să o ia Moscova. Anul acesta, sub înțeleapta conducere a politicii externe de către domnul președinte Iohannis, România și-a pierdut masiv din influența în Republica Moldova. Și vedem toți ce se întâmplă, o Moldovă care, deși ar putea să mai instaleze un guvern pro-european, se află într-un balans extraordinar între Uniunea Europeană și Moscova.